Cotația oficială afișată astăzi de Banca Națională a României arată că euro a ajuns la 4,65 lei, nivel pe care nu l-a mai atins niciodată până în prezent. România a scăpat de euroizare în mare măsură și ar putea să permită mai multă flexibilitate a cursului de schimb, însă există în continuare o sensibilitate emoțională legată de deprecierea leului, susține guvernatorul BNR Muguri Sărescu, citat de Cotidianul Ziarul Financiar, care titrează. Isărescu a lăsat liber cursul. Euro ajunge la un maxim istoric în România de 4,6551 lei. De la începutul lunii noiembrie, cursul a crescut cu 1,23%, iar de la începutul anului are un plus de 3,05%, mai mult decât o dobândă bancară. Atenție la mișcările cursului de schimb. Am scăpat de euroizare. În mare măsură putem să-i dăm mai multă flexibilitate. Vedeți cât de sensibilă e societatea? S-a mișcat cursul cu 1%, de la 4,6 la 4,64 sau mai puțin de 1%. Comentarii puternice, tar de tot. Puteai să te și sperii dacă te uitai. Degeaba spune BNR. Stai mă nene, uită-te la euro-dolar. 1% în mod frecvent se întâmplă într-o zi, nu în câteva zile și la câteva luni. Există în continuare o sensibilitate, hai să o numesc emoțională, la această chestiune. Există întrebări la care e și greu să răspunzi. Dacă se întâmplă toamna, de ce se întâmplă toamna? Dacă se întâmplă iarna, de ce iarna? Când trebuie să importăm gaze? Dacă e primăvară, e pentru că e înainte de Paști. Dacă e vara, când pleacă bietul om în vacanță? Trebuie înțelese și aceste abordări în anumite limite. Dacă sunt împărtășite de oameni considerați analiști, avem o problemă, a declarat guvernatorul BNR la conferința anuală a Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România. Imediat după afișarea cotației oficiale, respectiv în jurul orei 13:15, euro a mai urcat până la un alt maxim de 4,66, după care s-a întors în intervalul 4,64-4,65 lei, tendința fiind de calmare a speculațiilor. Deficitele economiei și tensiunile din plan politic împing în sus cursul valutar, iar dacă surprizele politice vor continua, am putea vedea euro la peste 4,7 în luna decembrie, până spre Crăciun, a declarat pentru Mediafax analistul financiar Claudiu Cazacu. În Parlament a fost citită luni o moțiune de cenzură care va fi supusă votului săptămâna viitoare, iar pe acest fond, cursul euro a urcat peste pragul istoric de 4,65 lei. Estimarea noastră este că euro va evolua în viitorul apropiat. De exemplu, luna decembrie, pe palierul 4,6-4,7 lei, având în vedere elementele de fundament care sunt deficitul bugetar și deficitul balanței comerciale. Dar dacă se vor adăuga peste acești factori și surprizele politice, atunci euro ar putea trece de 4,7 lei. Altfel, până spre Crăciun, euro va fi la 4,6-4,7 lei, cu o ușoară atenuare în zilele sărbătorilor, a spus Claudiu Cazacu, șeful departamentului de analiză financiară din cadrul companiei XTB Trading. A